este un activist, un om care face foarte mult. Deși pare că este un hedonist, un plezirist, suferit adeseori chiar de ceea ce cu un termen vulgar se poartă astăzi de miserupism, este un om care are naturelul cât se poate de simțitor, este un om cu eu metafizic, dar care știe să fie și un carnal. Deci, practic, el dă o anumită carnalitate ideilor și o anumită metafizică senzualității. Tot acest melanj de contrarii pică foarte bine la portret. De ce? Pentru că știe perfect să se plieze pe natura și pe temperamentul fiecărui obiectiv. Acum vreau neapărat să vă spun sumarul acestei cărți, pentru că trebuie să vă dau și niște date pentru cei care n-au cumpărat cartea, să știe că aici aveți portrete Noica, Țuțea, Paleologu, Mihai Șora, Coposu, Tarangur, Frunzeti, Alice Voinescu, Radu Bogdan, dar și Solzhenitsyn, Václav Havel, Helmut Kohl, Bronislav Geremets. Aveți o pledoarie pentru omul interbelic, foarte bună, pentru ceea ce însemna țesutul moral. Mircea Vasilescu, ăștia sunt cei de la Dilema, Tita Kiper, Sigu Orne, Alex Leo Șerban, Șoroian, dar și Emil Hurezeanu, Ion Cristoiu, Monica Macovei, Mihai Răzvan, Ungureanu, Păunescu, tot felul de lichioare, plus Cioran, Monica Lubinescu, Neagu Giuvara. Auziți aici, Sandu Dragomir avea agilitatea imprevizibilă a tăunului socratic. Nu căuta efectul amețitor, nu căuta pirueta luciferică. Marin Tarangul, un om lacom de usură senzuală. Todor Enescu, plezirismul lui suar. Dacă nu îi știți pe oameni, este mai greu. Dar ajungem și la cei din zilele noastre. Fast food-ul gândirii politice și jurnalistice. Un amestec de cocoșile și dumitru alumnaie, reveniți în poiana lui Ocan după câțiva ani de învățătură la Seral. Este un ric aventurianou care se joacă de-a vlat țepși. Un denditomnatic, mimând un screamăt hermeneutic. În concluzie, este un deșeu pompos. Nu știu dacă am reușit să vă fac să acceptați această beție de psihologie descriptivă. Am stat să mă întreb dacă este o carte de om bun, un suflet bun. Vreau să mă întreb în ce măsură un om care face insectar, care prinde oacul, chiar niște cadavre de muște sau de reptile sau de păsări câte sunt aici, ce suflet are? Are un suflet bun, are un suflet curios, este un om rău, nu poate fi, dar nici un om bun. Și cred că și aici ne lasă undeva în limb. Este un om de purgatoriu între infern și paradis. Când am citit cartea asta, la sfârșit, i-am făcut bilanțul. Dar i-am făcut bilanțul nu al cărții, ci al personajelor portretizate. Și mi-am zis așa, le-am împărțit în două. Unele sunt personaje faimoase. Un Emil Cioran, un Noica, personaje faimoase planetari, alții politicieni de marcă, mă rog, oameni mari care au trecut prin viața noastră sau prin viețile celor de înaintea noastră. Au ei nevoie de portrete? Păi în măsura în care tot ce au făcut le-a dat o statură care ni face impunători, ei trec prin lume, indiferent de faptul, sau rămân, mai precis spus, în memoria noastră, indiferent de cei care îi portretizează. Au o asemenea capital de ființă, încât n-au nevoie de infuzia noastră de ființă când ne apropiem de ei pentru a-i portretiza. De pildă, Andrei Preșu n-are nevoie de portretul meu ca să rămână în cultura română. Emil Cioran n-are nevoie de portretul lui Andrei Preșu ca să rămână Emil Cioran.
portretele în marginea acestor oameni sunt frumoase în sine, dar ele nu se adaugă neapărat imaginii și ființei celor portretizați, ci se înscriu în isprava creatoare a autorului lor. Sunt exerciții de stil și o formă de creativitate care intră în capitalul autorului cărții. În schimb, există o categorie de personaje în această carte asupra cărora pleșul, oprindu-se, le dă ceea ce n-au avut niciodată și nici nu vor avea. Ființă. Personajele care, dacă un pleșul nu s-ar fi oprit asupra lor, ar fi ieșit pe poarta a doua a vieții, prin poarta de ieșire a vieții, fără să lase nicio urmă aici. Recunoștința lor ar trebui să fie fără margini față de acest autor, dacă le pasă cât de cât, să spunem, de memoria colectivă privitoare la ei. Pleșul e foarte mândru când spune am ochiul rău. Și toată cartea asta, latura pe care am pomenit-o acum, este cartea unui om cu ochiul rău. Marii creatori ai lumii trebuie să aibă și ochii rău. Nu se iese, isprăvile mari ale culturii nu ies din bunătate neapărat. Literatura nu lucrează cu binele și cu milostenia, ci lucrează cu talentul și cu geniu. Iar astea vin de multe ori din ochiul rău, adică ochiul care vede ceea ce alții nu văd. Vă mulțumesc!